Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. M-am uitat în weekend peste niște, ce să zic, prețuri la hoteluri, la vară. Nu mi-am aranjat vacanța, n-am nimic la ora asta. De ce ți-ai stricat tu weekendul? Și m-am uitat și asta, ce să zic, sunt un pic preocupat. Nu înțeleg de ce sunt atât de mari prețurile la hoteluri. Pentru adică că băieții cu hotelurile știu că o să vină lumea acum. Din ce cădică vine fiecare an? De ce? N-au, păi în ultimii ani nu prea au mai fost atât de mulți? Cum? Nu este adevărat. Ce nu este adevărat? Non e vero. Nu vine lumea fiecare an la lumea de vreo 2 ani nu mai mergem. Nu se mai merge în vacanță? Mie, aha, mie grețilii anul trecut mi-a și spus la anul cu 40% mai scump decât anul ăsta. Ne luăm rulotă. Dar nu numai în vacanță. Îți iei rulotă? Băi, mă bate gândul Sare. Să-mi iau rulotă. Îl sun pe Cabral. Cabral a fost, înțeleg, acum vreun an, doi cu rulota. Acum mai mulți ani. Da. Da. Am citit și eu, da, am citit articolul. Și eu am avut aceeași reacție atunci, că trebuie să plecăm cu rulota doar că a venit pandemia. Cum e vacanța la rulotă? La rulotă stai că sunt de mai multe timpuri, sunt alea remorcate. Da, remorcate. Sau autorulotă. Nu pot să iau remorcată, că nu trage mașina. 0372069599. Și mai sunt alea, deci autorulotele. Da. Camperul, sunt alea. Ca lume. Da. Camioanele, știi? Una de alea mi-aș lua un tir, dacă s-ar putea, cu etaj și cu piscina. Și să spui și să-ți bagi și mașina la... Da. 0372069599. Fraților, a plecat vreunul dintre voi cu rulota sau cu camperul în vacanță? Care are cine? Are cineva cumpărată? Sau a fost cu închiriere? Cum a fost? A costat mult, puțin? E șmecherie? Ce ne recomandați? Să cumpărăm sau să închiriem? Sau mai bine ne vedem de viața noastră și ne ducem la hotel sau stăm acasă, pur și simplu. 0372069599. Hai să vorbim cu rulotiști. Dacă e vreunul pe recepție, că poate cine știe, ascult. Poate dorm. Da, poate dorm. Deci înțeleg că sunt rulote de-astea, unele au panouri fotovoltaice pe capotă, altele sunt model... De fapt, nu sunt rulote. Poți să-ți pui ceva pe acoperiș. Nu noi, că noi trecem prin acoperișul mașinii pe plafon, dar sunt niște mașini astea, montez cortul, măcar nu dormi în noroi, dacă e cazul. Și ca presuri, începând de la, nu știu, câteva sute de lei pe zi. Ce? Rulota. Rilota. De închiriat. De închiriat, da. Dar mai ai niște costuri și cu parcatul, că unde o duci, da, trebuie să plus te asta branșezi, am înțeles. Plus toate soluțiile alea pentru toaletă și o mulțime de alte chestii, întreținerea. Da. Băi, în urmă cu mulți ani, da, când eram la una din bursele alea din Statele Unite, am stat într-un parc de rulote, niște așa bătrâni, și alături era, adică alea era o trailer house, adică case aduse pe platformă, montate, și asta era locuințe, erau locuințe fixe. Da. Dar alături era o parcare pentru rulote, erau oameni care își vânduseră în America ce aveau, și la pensionari, și au cumpărat își cumpărau camper, unele erau formidabile, că se extindeau în laterale, stânga, dreapta, își remorcau o mașinuță în spate, știi, și se plimbau prin America. Dar locul era foarte mișto acolo, pentru că veneai și te mufai la tot. Canalizare, apă curentă, curent, și era super confortabil și civilizat din punctul ăsta de vedere. Mie mi se pare ciudat să merg să mă opresc pe marginea drumului undeva. Nu știu ce e acolo, cu cine mă trezesc noaptea, că-mi ciocăne la ușă. Da, mi s-ar părea cam ciudat. Și să stau într-un camping... Trebuie să intri într-o lume. Da, am stat în camping, nu mă pasionează. Da, să vedem. Ovidiu, bună dimineața! Salut, Ovidiu! Bună dimineața, băieți! Salut! Vreau să vă zic că și eu am experiență cu rulota, prima și cred că momentan ultima. Da, începe bine. Ce-ai pățit? Ia zi. Dar mai mult am mers să experimentez, am vrut să-mi cumpăr o rulotă. Da. Mai mulți prieteni au rulote, hai să-mi cumpăr și o rulotă. M-am uitat, totuși prima dată am vrut să văd ce înseamnă a merge cu rulota. Și ai închiriat una, de-aia remorcată sau o camper? Nu, tractată. Tractată. Și am închiriat o rulotă, am mers vreo 4 familii. Oh, consumul s-a dublat la mașină, dar vreau să zic că de joi până duminică m-a costat vreo 4.000 de lei. Ne-am campat, noaptea a venit o ploaie, a fost jale, pe când a ieșit afară, nu mai era în cort nici șlap, nici Adidas, nimic, toți au luat apa. Bun, ok, trebuie să aduci apă la rulotă. Păi s-a terminat apa, da. Evident, le-am spus la copii, folosiți apa strict ce avem nevoie, în rest mai mult nu. După aia am avut probleme la toaletă, du-toaleta. Da. Un coleg, el nu a venit cu rulota, el s-a cazat la o pensiune.
Era suspect el de ce a venit cu noi și fără rulotă. Măi, zic, tu unde stai? Băi, face, dar tu nu ai treabă unde stau. Păi mă, tu vii dimineața, ești aici, la amiază ești aici, seara dispai. Unde ești? Băi, face, și eu spai aici pe undeva. Ca să aflu ultima zi, că el s-o caza la o pensiune. La mai fusese? Nu am avut niciun gând. Eu noaptea trebuie să fac, să dau drumul la gaz. Ni s-o terminat apă. Tria noapte s-a terminat gazul, că i-am dat la maxim să pot rece. Și să-mi spună, el face, eu am plătit numai 80 de lei și am venit la pensiune. Zic, niciodată nu mai vin, da, pentru că de fiecare dată trebuie să gătești, trebuie să fii tot timpul activ. Auzi, scuze-mă, Ovidiu, dar era o rulotă de unică folosință? Sau... Nu era o rulotă, era o rulotă foarte ok, deci din toate punctele de vedere, cu toate dotările, inclusiv panou. Dar am ajuns la concluzia că dacă mă duc în concediu, pot să stau o săptămână, eu cu doamna mea, să stau fără să avem alte activități. Și da, după tu unde dispari? Băi, mulțumim, Ovidiu, foarte, mulțumim mai foarte, foarte mult, foarte tare, deci ne-am cam lămurit. Ia stai să vedem. Să mai vedem. Valentin, oficial care s-a cazat la Valentin, bună dimineața. Bună, Vali. Salut. Dimineața, dimineața. Salut. Dimineața la casa vă ascult. Da. Sunt camperist. Așa. Deci n-am avut niciodată rulotă. Sunt camperist de vreo 9 ani, sunt deja la a doua jucărie. Ea e proprietatea ta, ai cumpărat-o? Da, da, okay. E proprietatea mea. Da. Ideea a fost următoarea. Cum, ce mi s-a întâmplat? În 2012 plec și eu prima dată la All Inclusive. Am făcut toxinfecție alimentară toți trei. Okay. Deci din 8 zile de cazare, una, pe, una la venire, una la plecare, deci sunt 2 zile pierdute din cele 8. Da. Patru l-am stat în cameră pe toaletă. Deci ce mi-a rămas? Două zile. Deci, ai folosit-o din plin, înțeleg. Două zile. Două zile de sala all inclusive. Afacerea aia m-a costat vreo 2300 de euro. Da. Imediat la întoarcere i-am întins. Stai undeva, îți pierdem semnalul. Stai așa. Vali, alo? Da. A, acum te auzim. Stai puțin, deci ți-ai luat camper. Pleci cu el, ai unde să te oprești, te cazezi, te mufezi la canalizare, există apă? Există două secunde. Camperul, da. Autorulotele vorbesc. Uh-huh. Nu ai nevoie să... Apa oaie este în mașină, nu ai ca la rulotă rezervor exterior. Uh-huh. Eu am tot ce-mi trebuie în mașină ca să pot să stau on sau off camping. Uh-huh. Deci... Bun, și cu căldura noaptea, adică dacă e frig, cu ce te încălzești? Căldura. Căldura poate să fie dată de gaz sau poate fi dată de un încălzitor staționar pe motorină. Uh-huh. Deci de căldură am stat și la minus 17 grade la schi și n-am avut probleme. Am avut 24 de grade în camper. Uh-huh. Și nu vine poliția să-ți ciocăne la ușă? Ce cauți aici? Nu e parcare aici? Du-te mai încolo. Deci am stat în centrul Münchenului, în parcare, și numai anul trecut am făcut Germania 3 săptămâni. Nu te-a căutat nimeni, dar spunem de hoți, nu ți-e frică când te campezi undeva și nu știi zona? Păi, de obicei te campezi sub camerele de la vederea ale primării. Aha, mulțumim tare mult. Cristian e cu noi, bună dimineața. Salut, Cristian. Neața. Da, salut, băieți, salut. Dacă ne auzim, e da. Ok, sper. Da. Da. Da, eu vreau să completez ce spunea colegul adineaori. Și noi suntem rulotiști, nu camperiști. Adică avem o rulotă care se trage cu mașina. Ca să clarificăm foarte bine despre ce e vorba. Eu cred că există avantaje mai multe la o rulotă pe care o tragi. Adică nu la autorulotă, nu la camper. Dintr-un motiv foarte simplu. Te duci undeva în vacanță. Lași rulota și poți să te plimbi cu mașina, da, asta vrei să zici. Da, exact. Lași rulota, o dezgheți, vorba aceea, ca să discutăm, să înțeleagă lumea, o lași în camping și te duci și faci turism și vezi aia, vezi aia, altă, te întorci seara în camping și ai toate comoditățile. Uh-huh. Vreau să vă spun că în rulota există așa, există rezervor de apă, există toaletă, există încălzire pe gaz, pe butelie și care, spre o deosebire de ce spunea
Eu cred că făcea mișto primul ascultător, nici vorbă să fie așa. Deci în Rolot există o experiență foarte faină și toate comoditățile. Gazul pentru încălzire durează, dacă încălzești zi și noapte, probabil că te ține o săptămână și jumătate o butelie. Deci nu-i niciun fel de problemă, absolut. Iar că se umple la un moment dat rezervorul de la WC-ul și trebuie să te duci să-l scurgi, pentru că canalizare nu există. Există un fel de rezervor unde, la un moment dat, te duci și unde îl arunci. Îl evacuezi în fiecare camping, inclusiv în România. Există locuri speciale unde se evacuează aceste și rezervoare. Și tu mai mergi la hotel? Tu mai mergi la hotel sau? Nu, nu mai mergi la hotel, absolut deloc. Nu, deci este în camping, ai absolut toate comoditățile, încălzire, apă, duș, ce vrei și ce nu vrei. Ești autonom, efectiv ești autonom. Și în plus, vreau să vă mai spun ceva, mult se tem bun, dar ce faci, dezgheți rulota în camping, cum o parchezi, trebuie să o împingi, să găsești ajutor, să o poziționezi. Nu, rulota are un sistem pe acumulator de mașină, care se numește mover, cu telecomandă, și pur și simplu o muți în față, în spate, dreapta, față, stânga, dreapta, cum vrei, sigur că da. Și o poziționezi, niciun stres, pe ploaie, pe soare, singur. Da. Foarte mișto, mulțumim mult! Bravo, Cristian! Noi mai avem fix un minut, poate luăm și din experiența lui Sorin. Neața. Salut, Sorin! Neața! Neața! Un minut, te rog! Urlătiți de 14 ani, nu știu cum arată un hotel sau o pensiune. Și ești mai... Nu mai doresc. De ce? De ce? De ce? Pentru că e altă viață. Cine înțelege viața de rulotist sau viața de cortist, să zic așa, nu mai dorește un hotel. În rulot am tot ce-mi doresc. Absolut tot, inclusiv ce a spus și colegul dinainte. Căldură, apă, rezervoare interioare, panouri fotovoltaice, boiler pe gaz. Păi și dacă... Este practic o mini-garsonieră. Păi și plouă, ieși afară, noroi, când nu plouă, șobolan, șerpi. Există port, există verandă care se pune în față, poți să-ți atașezi veranda, stai frumos sub verandă, cu măsuță, cu scaune, nu te plouă, nu te ninge. Am pus rota la minus 25 de grade. Cât ți-a luat să te adaptezi la stilul ăsta? Adică în câți ani te-ai bucurat cu totul de viața la rulotă? Am început cu cortul, după un an jumate m-am lăsat de cort, mi-am luat rulotă în 2007 și de atunci nu am mai fost la hotel. Am fost în Grecia, am fost în Turcia, n-am mai fost la hotel, numai la rulotă. Mulțumesc, eu de cort m-am lăsat din studenție. Nu știu mai încoace cum să fac. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.